Bun găsit tuturor la horoscopul săptămânii 29 mai 4 iunie 2023. În săptămâna aceasta se păstrează tendințele tensionate din săptămâna precedentă, dar treptat influența lor va începe să slăbească, iar deja în a doua jumătate a săptămânii influența aspectelor armonioase se va simți mai mult. Prin urmare, în prima jumătate a săptămânii crește probabilitatea obstacolelor care vor trebui depășite, precum și probabilitatea unor situații de conflict. În a doua jumătate a săptămânii vor avea loc evenimente care vor inspira chiar și în această perioadă și pot sosi informații neașteptate. În această perioadă pot avea loc întâlniri neașteptate, sunt posibile mici excursii spontane, iar în a doua jumătate a săptămânii va fi luna plină în Săgetător pe 4 iunie, iar această lună plină poate aduce informații semnificative care vor aduce claritate și certitudine în unele zone ale vieții. De asemenea, această lună plină poate aduce finalizarea a ceva și primirea rezultatelor. Luna plină în Săgetător este un moment în care trebuie să folosim energia lunii pentru a ne construi viața și a ne atinge obiectivele dorite. Fii atent la emoțiile tale. Folosește-le pentru a crea un echilibru între viața personală și cariera. Deschideți inima spre iubire și caută noi oportunități de afaceri. Săgetătorii iubesc noile provocări personale și profesionale, prin urmare, acest timp poate fi ideal pentru a găsi noi oportunități și a-ți aduce ideile la viață. Se crede că în timpul lunii pline, talentele ascunse se trezesc în oameni. Așadar, luni 29 mai, încercați să aveți o primă jumătate a zilei productivă. Acesta este un moment bun care va permite să reușiți în multe lucruri. Vor fi idei noi, dacă reușiți să le implementați, veți obține în curând o creștere semnificativă a veniturilor. De asemenea, perioada este potrivită pentru procedurile de wellness care vor da rezultate notabile. A doua jumătate a zilei va fi mai dificilă și este mai bine să nu planificați lucruri importante. Dificultățile la locul de muncă sunt probabile, dar tulburările principale nu vor fi asociate cu acestea, ci cu dezacordurile familiale care va fi puțin probabil să fie evitate. Marți, 30 mai, o zi grea. Adevărul este că chiar și oamenii care de obicei privesc lucrurile în mod realist și nu-și fac iluzii, acum au tendința de a cădea în iluzii și fantezii în loc să acționeze. Drept urmare, se va cheltui mult efort și timp pentru proiecte evident fără speranță și nu va exista suficientă energie pentru a rezolva problemele practice. În plus, mulți își supraestimează capacitățile, încercând să schimbe circumstanțele, în loc să beneficieze de ele. Încearcă să stai departe de cei care încearcă să te captiveze cu promisiuni și încercând să-ți câștige simpatia cu complimente. Astăzi va fi greu pentru mulți să recunoască nesinceritatea, să înțeleagă cine spune adevărul și cine minte. Miercuri, 31 mai. Ziua va aduce multe surprize, mai ales plăcute. Este posibil ca evenimentele să nu se dezvolte deloc așa cum te aștepți. Coincidențe norocoase, incidente uimitoare sunt probabile. Încercați să răspundeți rapid la ceea ce se întâmplă. Va exista o oportunitate de a atinge obiective pe termen lung, de a obține ceea ce ați visat de mult. Lucrurile obișnuite, binecunoscute, pot părea astăzi plictisitoare și monotone, dar nu le amâna pentru mai târziu și nici nu le încredința altcuiva. Nu uita de promisiunile care le-ai făcut mai înainte. Dacă nu le rezolvi astăzi, reputația ta poate avea de suferit. Joi, 1 iunie, zi de bun augur pentru
pentru a vă gândi la unele probleme importante și să rezolvați probleme complexe. Succes probabil în studii, deoarece este relativ ușor să lucrezi cu cantități mari de informații. Este foarte important să rămâi calm, mai ales când discuți despre afacerea ta cu cineva. Este posibil ca la început să primești critici în loc de sprijin, dar nu ar trebui să-ți faci griji pentru asta. Cu cât sfârșitul zilei va fi mai aproape, cu atât oamenii devin mai vulnerabili. Prin urmare, seara, orice comunicare va necesita delicatețe și tact. Este indicat în acest moment să vă abțineți de la excese și să renunțați la obiceiurile proaste. Efortul fizic serios este, de asemenea, cel mai bine să fie evitat. Vineri 2 iunie, ziua promite să fie reușită. Este potrivită pentru rezolvarea sarcinilor non-standard. Chiar și oamenii care de obicei nu se pot lăuda cu o abordare creativă a afacerilor, fac o treabă bună cu asta. Va exista ocazia de a învăța ceva nou, de a obține informații care vă vor fi utile în curând. Întâlnirea cu vechi cunoștințe este utilă deoarece poți învăța multe de la aceștia. Împărtășiți-vă ideile celor care vă pot ajuta la implementarea lor și cel mai probabil veți putea conveni asupra acțiunilor comune. Nu este exclus și începutul unor povești romantice incitante. Sâmbătă 3 iunie, ziua va fi încărcată. Sunt posibile experiențe puternice și emoții vii. Este posibil ca și cei care s-au controlat anterior să le urmeze exemplul. Acțiunile luate din impuls aduc rezultate neașteptate. Astăzi, mulți vor înțelege ce și-ar dori să schimbe în viața lor și vor începe să se miște în direcția aleasă. Merită să te asculți. Sfaturile intuiției tale vor fi foarte utile. Va deveni clar ce trebuie făcut pentru a îmbunătăți relațiile cu cei dragi și pentru a evita conflictele. Duminică 4 iunie, ziua va fi foarte reușită din punct de vedere al afacerilor. Este foarte potrivit pentru a discuta probleme de muncă și tot ce ține de afaceri. Probabil, începutul cooperării fructuoase va exista, de asemenea o oportunitate de a consolida legăturile vechi. Aceasta este o zi bună pentru a face oferte. Relațiile personale se dezvoltă și ele armonios, pentru că oamenii astăzi se străduiesc să se înțeleagă reciproc. Încearcă să țină cont de interesele celuilalt și să găsească un limbaj comun. Va exista șansa de a rezolva unele probleme vechi și de a rezolva conflicte. Este posibil să găsești un limbaj comun cu prietenii și alți apropiați pentru a pune capăt neînțelegerilor. Acum, să vedem cum va fi săptămâna pentru fiecare semn zodiacal în parte. Berbec și ascendent în Berbec. Duminică 4 iunie. O lună plină se va forma pe cer datorită opoziției Soarelui din constelația Gemeni și a Lunii din Zodia Săgetător. Pentru tine această informație este pozitivă, deoarece ambele constelații sunt armonioase și prietenoase pentru tine. Și în legătură cu acest fenomen astrologic, mulți berbeci vor face o călătorie, să pleci într-o excursie, în altă țară, în altă regiune, va fi ideea potrivită pentru tine. Deoarece semnificația principală a lunii pline din iunie a acestui an constă tocmai în simularea de a trimite cât mai mulți oameni dincolo de orizont. Cucerirea de noi înălțimi, vizitând locuri care sunt departe de locul tău de reședință, îți vei putea reînnoi emoțiile și vei obține impresii plăcute. Marte va fi în leu pe tot parcursul săptămânii din 29 mai până în 4 iunie, fără a-și schimba poziția. Acesta este un semnal pentru a debloca potențialul creativ al berbecului. Datorită inspirației tale, vei putea obține recunoașterea unicității tale de la partenerii, angajații sau clienții tăi. Munca va fi pentru tine nu o povară, ci o plăcere. Din punctul de vedere al mișcării planetei Venus de-a lungul constelației Rac, pentru tine
poate exista o situație în care familia ta va experimenta o lipsă de comunicare cu tine. Vei fi ocupat activ și fructuos cu datoririle tale oficiale și, prin urmare, vei avea puțin timp pentru a comunica cu rudele. Mercur din constelația Taur îți va oferi un caracter egoist atunci când îți alegi parteneri pentru a interacționa. Numai conexiunile și contactele utile și promițătoare vor merita atenția persoanei tale. Taur și ascendent în Taur. Pentru Taur, la sfârșitul primăverii și începutul verii, diferitele planete ale horoscopului de tranzit vor avea un impact diferit asupra evenimentelor din viața ta de zi cu zi. În primul rând, merită menționat poziția lui Mercur, care va rămâne în constelația ta în următoarele 7 zile ale săptămânii. Acesta va fi un indiciu al comunicării plăcute cu ceilalți. Oamenii vor fi bucuroși să intre într-o conversație cu tine, conversații inimă de la inimă, pentru că înfățișarea ta plăcută îi va atrage pe alții în jurul tău, care să-și împărtășească cel mai interior al lor cu tine. Soarele se va mișca prin semnul zodiacal de aer gemeni. În consecință, multitasking-ul și multifuncționalitatea vor deveni norma pentru fiecare reprezentant al sistemului zodiacal. Va trebui să faci față simultan unei game largi de responsabilități, deoarece viteza evenimentelor din jur va fi mare. Duminică 4 iunie, Soarele în Gemeni și Luna în Săgetător vor intra în opoziție unul cu celălalt. Luna plină de la această dată va fi cea mai intensă dată din prognoză pentru întreaga primă lună de vară a anului. Venus, planeta feminină, îi va servi Taurului cu credință. Planeta feminină condusă de Luna este capabilă să te înconjoare cu grijă, afecțiune și dragoste din partea membrilor familiei tale. Cei dragi îți vor face casa și viața confortabilă pentru tine. Dar conflictul Marte nu va fi atât de favorabil pentru tine. Marte în Leu este prea egoist din punctul de vedere al unui Taur tipic. S-ar putea să te simți înghesuit în circumstanțele oferite de viață, în profesie, în muncă sau în construirea carierei. Concurenții și oamenii invidioși se vor lupta cu tine în forță, provocându-te la o luptă pe care ai dori să o eviți și să o ignori. Păstrează-ți calmul și bunăvoința. Doar această formă de negocieri de afaceri va deveni pentru tine garantul posibilului tău succes în muncă la sfârșitul primăverii și începutul acestei veri. Gemeni și ascendenți în Gemeni. În acel moment când soarele îți urmărește semnul zodiacal, figura ta este cea care atrage atenția celorlalți. Vei fi admirat de alți oameni datorită capacității tale de a străi viața în modul multitasking. Nimeni nu se poate compara cu tine în ceea ce privește numărul de cazuri și procese în care ești implicat în același timp. Iar Marte din constelația Leului, din 29 mai până în 4 iunie, va face tot posibilul pentru ca să-ți folosești minunata șansă bună la locul de muncă. Ascensiunea și descoperirea făcută de tine vor demonstra colegilor și clienților nivelul tău înalt de profesionalism și abilități. Venus în Rac afectează toți reprezentanții lanțului zodiacal în aproximativ același mod. Așadar, participarea la activități de familie, întâlniri cu părinții, petrecerea timpului împreună, pentru tine va fi norma în perioada aceasta. Iar Mercur, călătorind prin patrimoniul lui Venus, în perioada 29 mai-4 iunie, te va concentra pe acele subiecte și probleme care îți pot îmbunătăți situația financiară în bine. Pe 4 iunie, luna plină în Săgetător va putea stârni orice persoană și gemenii nu fac excepție. Călătoriile și căutarea aventurii te vor conduce în termen de 2 săptămâni de la data desemnată, te vor conduce dincolo de noi orizonturi și o nouă porțiune de impresii. Rac și ascendent în Rac. Fără îndoială,
Venus, din constelația Racului, pe întreaga perioada prognozei, se va dovedi a fi un corp ceresc care are cel mai mare impact pozitiv asupra reprezentanților frumosului tău semn zodiacal de apă. Planeta feminină a horoscopului de tranzit este responsabilă de dragoste, căsătorie și finanțe, din care decurge înțelegerea că în zonele desemnate ale vieții îți vei putea depăși așteptările cele mai sălbatice. Un sentiment absolut de dragoste pentru toate lucrurile vii te va însoți peste tot. Oamenii din jur vor fi fascinați de aspectul și comportamentul tău. Pentru cei care sunt singuri, planeta le deschide oportunitatea de a intra într-o relație de pereche fericită, construită pe un sentiment de lumină sincer reciproc. Iar pentru cei familiști, sprijinul necondiționat al oricărei inițiative din partea partenerului vor deveni o sursă de emoții pozitive și impresii bune pentru tine. În ultima zi a săptămânii, pe data de 4 iunie, luna plină din constelația Săgetător va face din această dată apogeul nu numai pentru această săptămână, ci pe tot parcursul lunii iunie. Acest fenomen poate deveni un mecanism de declanșare pentru ca tu să pleci sau să fii trimis într-o călătorie. Excursiile organizate în prima jumătate a lunii pot fi potențial foarte favorabile pentru tine. Marte, planeta masculină a horoscopului de tranzit, va fi în constelația Leului în următoarele 7 zile ale săptămânii. Aceasta este o oportunitate pentru a te simți vesel și energic și pentru a-ți transpune planurile în realitate. Dorința tuturor reprezentanților lanțului zodiacal de a trăi strălucitor, vesel și dinamic va fi, printre altele, legată de poziția lui Marte de foc pe cer. Mercur din constelația Taurului te va ajuta să rezonezi cu ușurință la mintea oamenilor din jurul tău. Negocierile de afaceri se vor desfășura eficient, oportunitățile tale de a fi auzite vor fi implementate pe deplin de tine în domeniul comunicării și informației. Leu și ascendent în Leu. Pentru reprezentanții constelației de foc Leu, în următoarea săptămână de la sfârșitul primăverii și începutul verii, cea mai interesantă și relevantă informație din punct de vedere astrologic va fi urmărirea planetei masculine a horoscopului de tranzit în funcție de semnul tău zodiacal. Marte este un corp ceresc care în astrologia occidentală clasică este responsabil pentru activitatea de muncă, pentru sport, pentru activitatea fizică umană. Și în acel moment în care planeta își îndreaptă toată atenția către persoana ta, ești capabil să faci o descoperire notabilă în activitățile tale profesionale. Vești foarte importante, știri, pot veni la tine în weekend. Sâmbătă 3 iunie și duminică 4 iunie, luna se va manifesta în plină forță pe cer. Luna plină, vârful fazei de creștere a lunii, implică faptul că în zilele weekendului se vor întâmpla toate cele mai importante și interesante lucruri care ar trebui realizate în prima lună de vară a anului 2023. Soarele din constelația Gemeni nu își va părăsi locuința în săptămâna viitoare, așa că leii vor fi încurajați de un număr imens de oameni diferiți. Contactele vor fi complet diferite, printre ele pot fi persoane pentru care simți simpatie sinceră, dar nu poate fi exclusă comunicarea cu personalități neplăcute pe care ai vrea să le ocolești. Mercur în Taur te părăsește în domeniul informației și comunicării. Vor fi acei oameni care sunt capabili să te scoată dintr-o stare de echilibru. Așa că monitorizează-ți starea emoțională. Dar Venus în Rac, în perioada din 29 mai până în 4 iunie, va contribui la acordarea de asistență și sprijin din partea familiei și a prietenilor tăi. După ce vei petrece timp cu familia, vei avea numai emoții plăcute și impresii bune. Fecioară și ascendent în Fecioară.
Săptămâna viitoare, de la sfârșitul primăverii și începutul verii acestui an, se poate dovedi a fi o perioadă de testare a forței pentru mulți reprezentanți ai semnului de pământ al zodiacului Fecioară. Poziția Soarelui în constelația Gemeni pe parcursul săptămânii viitoare va destabiliza starea ta internă, scoțându-te din echilibru. Un număr mare de oameni diferiți, ca un caleidoscop, se vor înlocui unul pe altul, iar duminică, 4 iunie, pe cer se va naște luna plină, formată prin opoziția luminilor de zi și de noapte. Acest fenomen poate stimula apariția în viața ta a excursiilor, dar și călătorii pe care nu ți-ar plăcea să le faci. Luna plină din constelația Săgetător dă motive să credem că în următoarele două săptămâni ale vieții tale va trebui să te miști activ în spațiu. Problemele legate de educație, dezvoltare personală vor fi și ele semnificative pentru tine. Punctul cheie care merită subliniat pentru Fecioară este șederea lui Mercur în constelația elementului tău pământesc natal, și anume în Taur. Mercur îți va oferi oportunitatea de a gândi în mod rațional, de a te înconjura cu partenerii potriviți și de a te angaja în dialog cu oameni care se află pe aceeași lungime de undă cu tine. Planeta feminină Venus, care este responsabilă de bani, dragoste și căsătorie, va urmări patrimoniul lunii în următoarele 7 zile ale săptămânii. Venus în Rac va ajuta la formarea unui sprijin puternic în jurul tău din partea familiei tale. Oamenii apropiați se vor putea stabili în sufletul tău în pace, liniște și armonie. Iar Marte, în Leu, va ajuta fecioarele creative în munca lor. În rest, reprezentanții care au profesii exacte rămâne de acord cu rolul unui angajat activ al companiei, care nu se teme de dificultăți și care își desfășoară munca cu demnitate și calitate. Balanță și ascendent în balanță. Luni 29 mai și de asemenea marți 30 mai, luna îți va urma semnul zodiacal. În astfel de zile se poate prezice că starea ta de spirit va fi pozitivă, iar gândurile tale vor fi strălucitoare. Starea ta emoțională va fi grozavă. Soarele în Gemeni contribuie, în general, la faptul că balanța își trăiește viața în armonie cu sine și cu cei din jur în această perioadă. Din 29 mai până în 4 iunie, soarele aflat sub controlul lui Mercur îți va permite să faci contactele potrivite. În jurul tău vor fi mulți oameni. Un număr mare de personalități complet diferite se vor aștepta să fie implicate în rezolvarea treburilor și proceselor lor. Te vor suna, îți vor scrie, te vor invita activ la întâlniri, iar tu va trebui să-ți aloci timpul în așa fel încât să poți acoperi cât mai multe persoane care vor să intre în dialog cu tine. Venus în Rac nu este cea mai ușoară poziție a lui Venus pentru balanță, în care s-ar putea să-ți lipsească sprijinul celor dragi. Familia ta poate fi cufundată în rezolvarea problemelor comune ale familiei, iar tu va trebui să ai timp să te ocupi nu numai de casă, ci și de serviciu, de subiecte sociale și întâlniri cu prietenii. S-ar putea ca gospodăria ta să nu fie pe deplin fericită de absența ta, probabil că ar dori să te vadă mai des în cercul familiei. Din punctul de vedere al lui Marte în constelația de foc a Leului, situația pentru balanță este puternic pozitivă. Marte în Leu va face persoana ta vizibilă și respectată în cercul profesional. Oamenii care cooperează cu tine vor sta la coadă pentru a interacționa cu tine pentru rezolvarea cu succes a problemelor de afaceri. Ți-ai câștigat dreptul de a da sfaturi și autoritatea ta în această perioadă de timp nu are nicio îndoială. Scorpion și ascendent în Scorpion. Joi 1 iunie și vineri 2 iunie, luna se va afla în constelația Scorpionului, din care urmează oportunitatea reprezentanților constelației tale de a experimenta emoții pozitive și de a-și urma dorințele care sunt ușor de îndeplinit.
Duminică 4 iunie, pe cer se va naște o lună plină în constelația Săgetător. Va fi multă agitație în jurul acestei date și a rămâne nemișcat pentru Scorpion va fi o sarcină aproape imposibilă. Dorința de a te grăbi undeva, de a pleca, de a porni la drum, va deveni motivația numărul 1 pentru a merge înainte pentru toți reprezentanții sistemului zodiacal. Dezvoltarea propriei personalități, învățarea de lucruri noi, câștigarea experienței necunoscute îl va conduce pe Scorpion. Mercur din constelația de opoziție a Taurului în următoarele 7 zile ale săptămânii poate oferi Scorpionilor un mediu de oameni care au un punct de vedere opus de al lor, în legătură cu care pot apărea dispute și neînțelegeri în comunicarea ta cu alte persoane. Venus din zodia Rac, dimpotrivă, va fi bună și prietenoasă cu fiecare Scorpion. Sentimentul unicității tale și nevoia de persoană iubită va sta la baza unui sentiment de fericire. Partenerul tău te va sprijini în orice inițiativă. În ceea ce privește tranzitul lui Marte, care va fi în constelația Leului, care este dificilă pentru Scorpioni, situația este următoarea. Concurenții tăi nu dorm. Ce așteaptă doar să faci o greșeală. Așa că nu-ți lăsa dușmanii să se bucure. Fii atent și prudent. Un astfel de comportament te va salva de la intrigile celor care nu simt simpatie pentru persoana ta. Vei putea realiza ceea ce-ți dorești prin depășirea obstacolelor. Săgetător și ascendent în Săgetător. Duminică 4 iunie, luna plină din constelația Săgetător, va face din această dată o dată cheie pentru reprezentanții constelației tale de foc din prognoză. Săgetătorul este cel care va colecta asupra persoanei sale principalul focar al atenției celorlalți. Oamenii vor fi bucuroși să apeleze la tine pentru comunicare, iar tu va trebui să-ți distribui energia în așa fel încât să ai suficientă pentru toată lumea și pentru tine. Soarele de sub constelația Gemeni, pe parcursul săptămânii din 29 mai până în 4 iunie, te va ajuta să fii înconjurat de un număr mare de oameni complet diferiți. Luna plină însăși îți va activa forțele și îți va îndrepta atenția către organizarea de excursii și călătorii în prima lună de vară a acestui an. Marte va fi în Leu și nu își va schimba locația în această perioadă. Acesta este un indiciu al muncii în plină forță. Ajutorul și patronajul de la această planetă îți va garanta prezența unor fenomene armonioase și pozitive în viața ta la începutul verii. Îți vei putea realiza planurile. Planurile tale de creștere și dezvoltare în profesie vor deveni cu ușurință realitate. Iar Mercur în Taur te va ajuta să găsești noi modalități de a-ți dezvolta bunăstarea materială. Venitul, profitul și salariul vor deveni principalele concepte pentru tine în perioada de prognoză. În ceea ce privește tranzitul lui Venus prin patrimoniul lunii, situația este în general favorabilă. Familia, rudele, casa, imobilul vor intra sub atenția ta. Dorința de a petrece cât mai mult din timpul liber în cercul familiei poate deveni o realitate plăcută pentru majoritatea săgetătorilor în săptămâna viitoare. Capricorn și ascendent în Capricorn. Pentru reprezentanții semnului de pământ al zodiacului Capricorn, informația astrologică importantă din prognoză va fi locația lui Venus în constelația de opoziție a Racului în următoarele 7 zile ale săptămânii. Planeta feminină este responsabilă în horoscopul uman pentru bani, finanțe, dragoste, căsătorie și parteneriat și, prin urmare, în sfera materială a vieții tale, precum și în chestiunile legate de relațiile personale, te aștepți la cel mai mare număr de schimbări și evenimente. Cel drag poate cere de la tine atenție sporită persoanei sale pe care nu le poți acorda în volumul și cantitatea cerută. Acest lucru poate deveni o piatră de poticnire în relația de pereche a unor reprezentanțe constelației tale. Pentru o altă parte a Capricornilor, problema instabilității financiare poate fi dureroasă,
banii s-ar putea să nu fie suficienți, iar planurile tale pentru achiziții scumpe s-ar putea să nu devină realitate în perioada din 29 mai până în 4 iunie. Duminică 4 iunie, pe cer se va naște o lună plină în constelația Săgetător. Această dată va fi cea mai emoționantă din prognoză pentru toți reprezentanții lanțului zodiacal. Deja de săptămâna viitoare, mulți capricorni vor fi pe drum, în călătorie, sub influența lunii pline în Săgetător format acum. Mercur în Taur te va ajuta să găsești cu ușurință înțelegere în mintea celorlalți. Sfera de afaceri a vieții tale va deveni o sursă de emoții plăcute și impresii bune pentru tine. În timp ce Marte, guvernat de Soare, se va asigura că munca îți aduce bucurie și plăcere. Multă energie va fi luată de sfera realizării tale profesionale la sfârșitul primăverii și începutul verii, dar revenirea sub forma nivelului tău ridicat de profesionalism, respect din partea colegilor și clienților, nu te va face să aștepți. Vărsător și ascendent în Vărsător. Duminică 4 iunie, o lună plină se va forma pe cer în constelația Săgetător. Această dată va fi apogeul nu numai în prognoza pentru această săptămână, ci și pentru întreaga primă lună de vară a anului. Acest fenomen va juca rolul unui declanșator pentru Vărsător. Vei fi atras să mergi la drum. Nu vei putea sta acasă, singur, pentru că setea de aventură te va împinge înainte spre noi țărmuri, către excursii în alte orașe sau regiuni. Soarele, principala planetă a horoscopului de tranzit, se va afla în constelația aferentă Vărsătorului pentru întreaga perioadă de prognoză din 29 mai până în 4 iunie. Soarele, aflat sub controlul lui Mercur, este capabil să-ți ofere asistență și sprijin în studiile tale, în tipul intelectual al activității tale. Pedagogia și procesele educaționale vor deveni pentru Vărsător o sursă de emoții pozitive. Marte în Leu va intra în aspect de opoziție cu poziția natală a Soarelui în horoscopul fiecărui Vărsător. Asta înseamnă că va trebui să-ți petreci mult timp la serviciu, în timp ce alți reprezentanți ai sistemului zodiacal se bucură de viață, se relaxează, se distrează. Vărsătorul va cere disciplină și responsabilitate, datorită cărora va putea face o descoperire serioasă în domeniul profesional al activității sale. Mercur din complexa constelație Taur te va înconjura cu oameni care te vor ajuta să faci bani. Beneficiile tale formării de contacte cu ceilalți vor juca un rol cheie în alegerea cu cine comunici la sfârșitul primăverii și începutul verii și cui să ceri să aștepte un moment mai potrivit pentru comunicare. Venus din constelația Racului îți va permite să te simți sprijinit de membrii familiei tale. Petrecerea timpului împreună te va face să te simți important și necesar pentru cei dragi, ceea ce, la rândul lor, te va înveseli, fără îndoială. Pești și ascendenți în Pești. În mod tradițional, sfârșitul primăverii și începutul verii a oricărui an nu este cea mai ușoară și mai plăcută perioadă a anului pentru Pești. Și asta datorită poziției Soarelui în constelația Gemeni, care nu este cea mai simplă și mai de înțeles pentru reprezentanții semnului de apă al zodiacului Pești. Și așa va fi și de data asta. În zilele de 29 mai până la 4 iunie, Soarele va urmări patrimoniul lui Mercur, creând zgomot, vâlvă și tamtam în societate, de care oamenii născuți sub zodia Pești vor obosi repede. Este bine dacă îți îndrepți atenția asupra evenimentelor din viața ta personală. La urma urmei, Venus în Rac va contribui la faptul că peștii vor fi absolut fericiți în dragoste și căsătorie. Partenerul tău va arăta grija și tandrețe față de persoana ta, iar în sfera materială a vieții te așteaptă creștere, progres și dezvoltare. Într-un moment în care planeta feminină a horoscopului de tranzit călătorește prin constelația aferentă a Racului, armonioasă pentru pești, se deschide în fața ta o mulțime de oportunități de a-ți schimba indicatorii financiari în bine.
Marte este în leu, iar acesta este semnalul pentru un stil de viață activ. Mulți dintre voi vor dori să trăiască luminos, fructuos și dinamic. Există posibilitatea ca cei care sunt angajați în domeniul creativ de activitate să aibă recunoaștere și respect pentru meritele sale din partea admiratorilor. Mercur din constelația Taurului te va ajuta să conduci dialoguri excepțional de profitabile, conversații utile care te ajută să-ți consolidezi personal poziția în societate. Vei avea tendința de a-ți filtra cercul social, lăsând în el doar pe cei cu care nu te poți descurca fără comunicare în această perioadă. Luna plină de duminică 4 iunie va fi data de vârf pentru pești pe parcursul întregii prime luni de vară a anului. Ofertele de călătorie îți vor veni de la mai multe persoane deodată, în timp ce tu va trebui să alegi cu cine ești gata să pleci în călătorie și cine va trebui să fie refuzată.